Astăzi mergem la Ministerul Mediului, suntem la Ministerul Mediului să-i ducem ministrului Costel Alexe cele 14.000 de semnături ale membrilor comunității de CRIC, prin care, ale petiției prin care solicităm aer curat. Vrem concret de la ministru să modernizeze sistemul de monitorizare a calității aerului și de asemenea să transmită în timp real date către Agenția Europeană de Mediu. Considerăm că este primul pas pentru lupta împotriva poluării și doar dacă vom ști exact în timp real că aerul este poluat, vom putea să aflăm și care este sursa acestei poluări. Chiar acum când noi discutăm, chiar astăzi, statistic vorbind, 50 de oameni mor, 50 de români mor și 20.000 de români mor anual din cauza poluării. Ok, numele și funcția. Cătălina Hopurtean, reprezentant de FIN. Ok, bine. Număr e ok. Bun detaliu. Ai să-l și răspăiesc? Nu, e da.